Aș vrea să ascultăm un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și cred că fiecare din noi suntem preocupați, mai mult sau mai puțin, de momentul morții. Cred că nu este om să nu se gândească la momentul morții. Mai ales cei care, sub o formă sau altă, avem contact cu moartea, fie a celor dragi, fie a apropiaților, fie a oamenilor pe care i-am cunoscut și care, într-un mod paradoxal, nu mor la vremea la care ne-am aștepta. Și toți ne gândim la momentul morții. Pentru că e o realitate care stă deasupra noastră ca sabia lui Damocles, care oricând se poate rupe și poate încheia viața noastră. Oricât de puternici părem a fi, viața noastră nu e atârnă decât de un fir de ață, de o decizie. Vreau să spun că tot ce înseamnă peste 50 de mile, aproape că este fatal în mașină, da? La o colozină de 50 de mile. Ce e 50 de mile? Cine merge cu 50 de mile pe autostradă? Numai aia care bătrândă totului, da? O greșeală. Distanța dintre noi și moarte nu e atât de departe pe cât o simțim uneori. O bucată de carne care nu se duce pe locul corect. Eu mănec foarte des. Asta e unul dintre modul în care Dumnezeu îmi pune frână. Când mi-e foarte poftă, mănec și după aia mai pot mânca nimic. Câte oră stau și mă uit. Și m-am gândit că într-o zi, chiar odată am pățit așa rău de tătul și m-am gândit, bă, dacă mor acum, nasol. Cum se zice despre mine? În timp ce era la masă, am murit. Nu? E atât de ciudat. O chestiune atât de mică îți poate fi fatală. Să nu mai spun de faptul că aproape din senin îți poate exploda o venă pe creier la supraoboseală, supraepuizare, de care cei mai mulți ne facem vinovați, că nu ne respectăm sabatul, nu dormim cât trebuie, da? Ne forțăm fizicul la maximum. De aceea, moartea este un moment care ne va pune într-o situație dificilă pe toți. Chiar dacă vrem să părem insensibili și neafectați, există în adâncul nostru o dorință profundă să știm când este acel moment. Toți am vrea să-l anticipăm. Deși, repet, odată ce afli când urmează să mori, aproape că nu mai poți trăi. Dar ne dorim cumva să știm cum se va încheia, când va trebui să plecăm, cum să lăsăm în urma noastră. Repet, chiar dacă ne sperie, moartea va fi o realitate cu care toți ne vom confrunta într-o zi. Și așa astăzi să privim la viața unui om și la ultima zi din viața lui și să aflăm istoria și care au fost lucrurile pe care le-a aflat înainte de a muri. Știți că sunt multe lucruri pe care, deși sunt așa, atât de clare în viața noastră, le ignorăm. De-aia auzi foarte mulți oameni care atunci când primesc o sentință care îi sperie sau care mai îi apropie de moarte, o fac o boală terminală, alte lucruri, își dau seama pe loc că tot ceea ce au crezut că e important, de fapt nu era important. Șocant, nu? Adică nu erau lucruri care nu erau descoperite. Dar pur și simplu, doar un simplu moment, doar o simplă veste, schimbă radical totul. Și aș vrea astăzi să privim la ultima zi a unui om și să aflăm care au fost lucrurile pe care el le-a descoperit înainte de a muri. Și poate vom afla între ele lucruri care ne folosesc și nouă. Și așa cum stăm, aș vrea să deschidem doar Scripturile în Luca, în capitolul 12 și să citim de la versetul 16 până la versetul 21 și vă rog să citim cu luarea minte. Luca, capitolul 12, de la versetul 16, Scriptura zice în felul următor. Și le-a spus pilda aceasta: țarna unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bogățiile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bogății, multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?
Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Primul lucru care vreau să îl aduc în evidență și pe care omul ăsta l-a învățat înainte de moarte este că timpul plecării din lumea aceasta vine întotdeauna prea devreme. E șocant. Momentul care trebuie să mor, și dacă trăiești 150 de ani, momentul care trebuie să mor, ți se pare că e un pic prea devreme, că ai mai fi trăit o zi. Că dacă ai mai fi avut o zi, ai fi avut timp să rezolvi lucruri. Toți ne dorim să controlăm momentul morții, doar că vreau să vă spun că nu vom reuși. Oricât de tare se va dezvolta tehnologia medicală, oricât de multe soluții vor fi, moartea este în mâna lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu este cel care ordonă viața și cel care ordonă moartea. El este cel care spune atât, vin înapoi, fiul al omului, s-a terminat. Dumnezeu cheamă înapoi pe oameni și nimeni nu poate opri această chemare a lui Dumnezeu. Plecarea din lumea aceasta este programată dincolo de puterea noastră de a ne împotrivi. Doar că fiecare om realizează atunci când trebuie să moară că momentul a venit prea devreme. Că dacă ar fi știut, s-ar fi pregătit. Noi toți știm că trebuie să murim, dar din păcate cei mai mulți oameni ignoră această realitate. Și sunt mulți oameni care cred că dacă nu se duc la înmormântări, dacă întorc capul în altă direcție când trece vreun cortegiu funerar, dacă nu privesc moartea, dacă nu se duc în locurile în care oamenii se duc spre moarte, au senzația că nu îi afectează și că ei vor amâna acest moment atât cât vor dori. Ce iluzie! Iubiții mei, fiecare din noi trebuie să înțelegem că moartea e o realitate pentru care trebuie să ne pregătim. Că sunt lucruri pe care trebuie să le faci, pe care Dumnezeu a rânduit să le faci în viața aceasta, ca moartea să nu te prindă nepregătit. Dacă ar fi să mori astăzi, câte din lucruri ar mai trebui să faci și nu le-ai făcut? Câte lucruri așteaptă acțiunea ta, decizia ta, hotărârile tale? Aș vrea să te provoc să înveți din această experiență a bogatului și să rezolvi lucrurile astăzi. Dacă sunt lucruri în viața ta pe care trebuie să le faci, fă-le acum. Sunt mulți oameni cu care stau de vorbă și îmi spun, eu vreau să mă întorc la Dumnezeu, dar nu acum. Aș vrea să o fac după ce voi fi rezolvat anumite etape în viață. După ce voi fi petrecut viața măcar încă câțiva ani și să mă bucur de ea. Și apoi voi face aceste lucruri. Dragul meu, vreau să spun că viața pe care noi o trăim este atât de fragilă încât nimeni nu are garanția că ajunge până mâine. Sunt o mulțime de situații și în viața mea în care am stat de vorbă cu oameni și m-am ridicat cu ei de la masă și a doua zi n-au mai fost. Și peste trei zile am îngropat. Pentru că viața este în mâna lui Dumnezeu. Dacă aș ști că mâine mori, care sunt lucrurile pe care ar fi trebuit să le rezolvi azi? Dacă azi ar fi ultima ta zi, care ar fi lucrurile pe care ar fi trebuit să le rezolvi? Pe cine trebuie să ierți? Cu cine trebuie să te împaci? Ce lucruri trebuie să faci? Ce oameni ar trebui să beneficiezi de timpul tău? Și în mod special, care e legătura ta cu Dumnezeu? Ce ar mai trebui să faci în relație cu Dumnezeu? Există o iluzie pe care noi, mai ales aici în Marea Britanie și în diaspora în general, o trăim. Aceea că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați venit aici pentru un termen scurt. Da? 2 ani. Manu-i de 20 aici. De 2 ani. Și la anul în România. De 5 ani. La anul e acasă. De 5 ani. Eu mă uit la... Da, Manu, bine. Și sunt mai mult. Mai am niște prieteni care tot... La anul la Ierusalim. La Enviac. E tot acis. Și pentru că avem această idee că doar puțin... Sunt foarte mulți oameni care și-au concentrat toată viața în a împlini idealurile financiare. Și aud o mulțime de oameni care gândesc așa, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu cu toată inima, dar nu acum. Eu trebuie să-mi cumpăr casa, trebuie să-mi finalizez banii pentru apartament, trebuie să fac lucrurile pe care le am de făcut și odată ce termin asta, voi începe să fac și pentru Dumnezeu. Ce iluzie!
Dacă ar trebui să pleci astăzi, câte lucruri pe care ți le-ai propus să le faci pentru Dumnezeu, n-ai apucat să le faci? Asta e prima învățătură pe care vreau să o punem în mintea noastră. Întotdeauna moartea va veni prea devreme. Dacă nu ai o perspectivă corectă despre viață, vei fi surprins să afli că lucruri care erau în agenda ta ca prioritare, ca importante, nu vei apuca să le faci. Tocmai pentru că vei amâna mereu momentul crezând că ai timp. N-ai timp. Aș vrea astăzi să te provoc să iei decizia de a face lucrurile pe care ți le-ai propus. Poate sunt planuri sau promisiuni pe care le-ai rostit față de Dumnezeu, care le-ai spus că într-o zi le vei face. Fă-le de azi. Pentru că viața ta nu este nelimitată și momentul morții nu-ți aparține. Bogatul a crezut că are mult înainte de trăit. Că viața lui s-a așezat suficient de bine încât să își proiecteze viața pe decenii înainte. Și Dumnezeu a zis, s-a terminat. Să știi că moartea întotdeauna te va lua nepregătit. De aceea schimbă-ți perspectiva. Și pune în planul tău lucrurile în ordinea priorităților corecte. Și dacă Dumnezeu te cheamă să faci lucruri, fă-le azi. Al doilea lucru care îl învățăm, dacă ai uitat la versetul 17 și 19, el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele, iată, zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflet, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Al doilea lucru care îl vei realiza înainte de moarte este că nimic din ceea ce părea că ți aparține nu poți lua. Noi, mai ales români, avem un simț foarte dezvoltat al proprietății. De-aia încă suntem un popor care sparge norma europeană. La noi încă 80% dintre români sunt proprietari. Pentru că noi așa știm. Dom'le, atâta, dar fie a tău. Nu mai fie a nimănui. Da, comunismul și-a pus o amprentă teribilă asupra, nu mai vrem să împărțim nimic. Fia meu. Vă rog să observați modul în care acest om își vedea averea. El se uită la tot ce are și știi ce zice? A meu. Uită-te, am multe, sunt ale mele, am strâns. Și are perspectiva că tot ce are și avea în fața ochilor de fapt îi aparține, în definitiv, era doar o iluzie. Că nimic din ceea ce avea nu era a lui. Nici măcar sufletul nu-i aparținea pe care se purta cu el ca și cum ar fi a lui. Zice, suflete al meu. Ai multe bogății, acum bucură-te de ele. Și Dumnezeu îi zice, nu, sufletul, dă-mi-l înapoi. Nici ăsta nu e al tău. Ți l-am dat pentru o vreme în administrare. Ești un administrator, dar nu un proprietar. Ceea ce află fiecare om când trebuie să plece din lumea aceasta este că de fapt nu are nimic. Nu? Ce ciudat lucru. Dar cum ar fi să te obișnuiești cu ideea asta de acum? De ce să-ți ia toată viața, să-ți descoperi de fapt în ultima zi a vieții că nu ai nimic? Că tot ce ai avut a fost sub administrarea ta, că în definitiv nu-ți aparțin. Ele rămân aici, așa cum au fost înainte de tine. Și vor continua să rămână și după ce tu și noi și eu voi pleca din lumea asta. E o iluzie teribilă să crezi că lucrurile pe care le ai sunt ale tale. Nu sunt ale tale. Și ele toate au o valoare circumstanțială. Lucrezi ani și astăzi construiești o casă și dacă Doamne ferește să îmbolnăvește un copil al tău și medicul spune, dăm banii de pe casa ta și îl vindec, în secunda 2... semnezi. Nici nu clipești. Pentru că totul are o valoare circumstanțială. Aș vrea să te provoc astăzi să-ți regândești modul în care îți orientezi viața. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu lucruri și ne dă har să ne bucurăm de ele. Slăvit să fie El. Nu te lega de ele. Nu-ți crea o identitate bazată pe lucrurile pe care le ai, pentru că, în definitiv, oricât de bogat vei ajunge să fii, nu ai nimic. Bogatul ăsta ne stă mărturie. Nu știu câți dintre voi ați ajuns în punctul în care să nu mai știți spune să vă puneți banii. Să ți strige contabilul, contul Elveția, plin, nu mai poți pune nimic în el, că e problemă.
Pâinile mai bași, Bahamas, insulele Feroe, mai știu pe unde ai conturi. Să zică, bă, nu mai am unde să-i pui, tu pricepi? Care din voi ați la punctul ăla în care să nu mai știu unde să-i pui? Nu cred că este vreunul, da? Noi suntem ca și aia, mai dă, mai pune, că găsim noi undeva atâtii, depozităm. Și omul ăsta ajunge într-un punct în care pur și simplu nu mai avea unde să-și pună bogăția. Și pe un astfel Domnul Dumnezeu atenționează și îi aduce aminte în ziua ultima vieții lui. Că din tot ceea ce părea a fi a lui, de fapt nimic nu-i aparține. Este așa de greu de crezut lucrul ăsta, așa de greu ni să-l crede și îl vedem în fiecare zi. Sau ori de câte ori un om moare și pleacă din lumea asta, absolut nimic, nimic din ceea ce a avut, nu ia cu el și n-are nicio valoare. Aș vrea să te provoc astăzi să-ți regândești scara de valori. Foarte mulți oameni încă, din păcate, își creează o identitate din lucrurile pe care le dețin. Și văd foarte mulți oameni care trăiesc și luptă doar pentru a-și câștiga un loc la masă, crezând că dacă vor avea o casă lor, sunt vrednici extraordinari. Și sacrifică ani din viața lor doar pentru a avea o proprietate. Oameni care trăiesc o întreagă viață dăruindu-și timpul lor cel mai valoros pentru lucruri pe care le folosesc tangențial. Aș vrea să te provoc astăzi să înțelegi că nimic din ceea ce ai nu-ți aparține, ci ești doar un administrator temporar. Ești doar pentru o vreme. Cum ar fi să începi să regândești toată viața ta din perspectiva asta? Nimic din ceea ce am nu este al meu. Tu, Doamne, mi l-ai dat pentru o vreme. Învață-mă cum să le administrez în așa fel încât să-ți folosească și să-mi folosească și mie. Pentru că omul ăsta, deși era atât de bogat financiar, și ce zice Scriptura despre el? Că era sărac față de Dumnezeu. Ce ciudățenie! E șocant că Dumnezeu ne învață și că putem face într-un fel să administrăm viața noastră în așa fel încât să fim bogați față de Dumnezeu, să ne îmbogățim în relație cu El. Să învățăm să ne construim viața în așa fel încât viața noastră să capete valoare înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb, dacă ei să te privești sincer, tu ce ai? Privește-te în lumina acestei realități. Cu ce mai rămâi? Dacă veți vedea omul ăsta se duce în fața lui Dumnezeu cu niciun lucru material din care l-a strâns, ci cu singurul lucru care contează, sufletul. De multe ori îi mulțumesc lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru asta, că nu i-a dat capacitatea să ne vedem sufletele unii altora, ne vedem trupurile. Și un mare har. Probabil că dacă ne-am vedea sufletele unii altora, am fugi, ne-ar gândi, țin picioarele. Cât de hidoase sunt uneori, când ne-am subnutriți. Da, îmi imaginez așa câteodată că am imaginație foarte bogată, niște burzi din alea mari de nemâncat. Pentru că cei mai mulți dintre oameni din jurul meu, pe care îi cunosc, n-au nici măcar puțină vreme pentru sufletul lor. Și ăsta e al treilea lucru care vreau să-l învățăm în după masa asta. Că exact de lucrurile de care nu te-ai preocupat, exact de acelea va trebui să dai socoteală. E un paradox. Că exact de lucrurile care te-ai preocupat cel mai puțin, exact alea îl interesează pe Dumnezeu. Dumnezeu nu o să fie impresionat de realizările noastre financiare, de numele pe care le-am creat, de studiile, de pozițiile sociale extraordinare în care am ajuns, de câți oameni au fost la comanda noastră. Un singur lucru l-a întrebat Dumnezeu pe acest bogat, nu ce business-uri au făcut, cum au schimbat el banii, cum a ajuns să aibă palatul pe care l-are. Nu, un singur lucru l-a Dumnezeu. Sufletul. Azi vine înapoi. Restul? N-au nicio valoare. Oamenii de astăzi nu dau nicio importanță sufletului, chiar dacă pentru el vor dea socoteală într-o zi. Dumnezeu îți va cere sufletul. Și vreau să spui o întrebare sinceră. Cum este sufletul tău? Cum este sufletul tău? Dacă Dumnezeu ți-ar cere astăzi înapoi cel mai de valoare lucru pe care ți l-a dat, sufletul, cum l-ai prezenta în fața lui Dumnezeu? Cum este sufletul tău? Biblia ne vorbește despre faptul că există un singur mod
de a ne comporta cu sufletul nostru care să aibă valoare și acela de a-L salva. Dumnezeu a lăsat în administrarea noastră o comoară inestimabilă. Ce-i sufletul? Vedeți, noi oamenii am fost creați de Dumnezeu cu o formidabilă capacitate de a trăi la marginea dintre lumea spirituală și lumea materială. Suntem capabili să interacționăm cu lumea fizică prin trupul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dar suntem capabili să interacționăm cu lumea spirituală prin sufletul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Sufletul este acea parte nevăzută din noi, adevăratul eu. Spunea Exupéry că viața este ca și cu o paiță. L-ai făcut, l-ai dichisit, dar de luminat nu luminează dacă nu l-a prins. Viața este mult mai mult decât o anumită aranjare organelor noastre interne. Viața e mai mult decât faptul că bate inima și respiră plămânii. Viața e altceva. De-aia sunt o mulțime de oameni a căror plămâni funcționează, a căror inimi bat, dar nu au viață. Și această viață, această suflare de la Dumnezeu, numită suflet, este singurul lucru care contează, de-aia zice Scriptura, când Dumnezeu se uită spre pământ, singurele bogății pe care Dumnezeu le vede nu sunt aurul din tezaurile băncilor, ci sufletele oamenilor. Deci întrebarea lui Dumnezeu răsună și astăzi, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și dacă l-a pierdut, ce-ar putea da în schimb pentru a-l recupera? E o întrebare retorică, bineînțeles, că nu este nimic de oferit. Cum arată sufletul tău? Ce ai făcut cu sufletul tău? Dumnezeu ți-a dat un suflet și ai oportunitatea să-l salvezi sau să-l pierzi. Este în alegerea ta ce vrei să faci cu el. Este alegerea ta ce destinație vrei să alegi sufletului tău. Tu ești cel care decizi, Dumnezeu te-a făcut responsabil și îți dă această libertate de a alege. Ce faci cu sufletul tău? Dacă ar fi să pleci din lumea asta, ești un om mântuit? Este sufletul tău salvat? Sau ești un om care încă așteaptă la ușa mântuirii? Încă sunt mulți oameni care așteaptă o ocazie mai bună, un moment mai prielnic, context mai favorabil și amână. Ultima zi din viața acestui om ne arată că lucrurile de care s-a preocupat cel mai puțin, ale au fost lucruri despre care Dumnezeu l-a întrebat. Și lucrul ăsta va fi valabil și pentru tine. În seara asta Dumnezeu ne dă ocazia tuturor să ne câștigăm sufletul. Și știi cum poți să faci asta? Biblia ne învață că singurul mod în care putem să ne salvăm sufletul este să credem în Iisus. Și este un pasaj superb în Ioan capitolul 3, începând cu versetul 14, Ioan vorbește despre o imagine și zice așa, că după cum a înălțat Moise șarpele de aram în pustie, tot așa trebuie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Și ca să aibă însemnătate imaginea asta, vreau să vă aduc aminte ce s-a întâmplat atunci. Copiii lui Israel au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a pedepsit și a trimis împotriva lor niște șerpi veninoși care îi omorau. Și acum te rog să-ți imaginezi următorul scenariu. Oamenii erau mușcați. Și de obicei veninul șerpilor veninoși, cum e vipera sau cobra, îți dă minute. De la zeci de minute până la câteva minute, până când toxinele alea ajung în sângele tău, sunt cărate în tot corpul și mori. Imaginează-ți scenariul ăsta, da, unul din copiii tăi este mușcat. Și știi că îs minute. Și alergi la Moise, omul lui Dumnezeu, spui, ok, am greșit, am păcătuit, iartă-ne, dă-ne ceva! Și Moise se duce la Dumnezeu, ce, Doamne, uite, e grozavă durerea lor. Iartă-i. Și Dumnezeu zice, ok, fă un șarpe de aramă, înalță-l pe o prăjină și spune tuturor, oricine va privi spre acest șarpe, va trăi. Imaginează să fii în locul unui astfel de tată sau unui astfel de mamă, că duci copilul la Moise și Moise zice, uite-te acolo. Ce-ți vine în minte? Bă, Moise, tu ești om serios. Dă-ne ceva leac, pune-ți mâinile, unge cu un de lemn. Mai ales mă duc de obicei să mă rog pentru bolnav și oamenii așteaptă ceva mai mult. Așteaptă să le mai dai ceva, dă cu tămâie pe noi, dă, fă-ne ceva. Pentru că ei vor
altceva, oriceva palpabil, oriceva măsurabil. Și Moise zice, nu este altă soluție decât asta. Și știi ce e interesant? Că oricine credea în ceea ce a spus Dumnezeu, trăia. Exact așa și Hristos. Poate să zici întrebarea, acum un om care a murit pe cruce acum 2000 de ani, poate fi soluția lui Dumnezeu pentru păcatele mele de ieri? Prin credință. Dumnezeu nu are altă soluție decât Hristos și jertfa Lui. Și dacă vrei să experimentezi iertarea și salvarea sufletului tău, îți rămâne un singur lucru, să crezi în ceea ce a făcut Dumnezeu. Și crezând în ceea ce a făcut Dumnezeu, să te întorci cu pocăință. Și Dumnezeu îți promite iertarea. Și odată cu iertarea, salvarea. Pentru că știi ce zice Ioan 3:16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu vrea să-ți salvezi sufletul. Dumnezeu vrea mântuirea ta. Dumnezeu vrea să ai o veșnicie împreună cu El. Tu alegi ce vrei să faci cu sufletul tău. În ultima zi a vieții vei afla că timpul plecării întotdeauna vine prea devreme, așa că nu mai amâna. Dacă trebuie să te întorci la Dumnezeu, fă-o azi. Nimeni nu-ți garantează ziua de mâine. Nu amâna. Va fi prea târziu să te gândești din iad. Oh, dacă aș fi ales. Alege azi. Nu amâna, nu spune anul viitor, săptămâna viitoare, luna viitoare. Aștept numai să mă însor și o să fie bine. Doamne, numai să trec examenul ăsta. Nu, fă-o azi. Fă-o azi. Pentru că întotdeauna te va prinde nepregătit. Fă-o azi. În ziua aia vei afla că tot ceea ce ai părut că ți aparține, de fapt nu este al tău. Schimbă-ți perspectiva, nu mai gândi ca un proprietar, ci ca un administrator. Vio și spune, Doamne, tot ce mi-ai dat este al Tău. Învață-mă cum să trăiesc administrând lucrurile pe care mi le-ai dat. Și nu mă refer doar la bani aici, mă refer la tot. La timp, la energie, la sănătate, la prunci. Toate sunt temporare. Oricât de mult îi iubești, când va veni ziua să pleci din lumea asta, nu vei putea lua nimic cu tine. Ești doar un administrator. Schimbă-ți perspectiva. Nu mai gândi ca un proprietar. Gândește ca unul pe care Dumnezeu l-a așezat să administreze, mai mult sau mai puțin. Dumnezeu știe cât poți să duci. Dumnezeu știe cât poți să duci. Noi ni se pare întotdeauna că suntem mai capabili decât suntem. Dumnezeu știe cât poți să duci. Dumnezeu știe cât poți administra. Dumnezeu știe cât să-ți dăruiască. Și dacă Dumnezeu alege pentru tine, bucură-te. Dacă Dumnezeu îți schimbă circumstanța, bucură-te. Că Dumnezeu întotdeauna e un Dumnezeu înțelept. Și al treilea lucru. Exact de ceea ce te preocupi mai puțin, de lucrurile alea va trebui să dai socoteală. De aceea schimbă-ți prioritățile. Și începe să te preocupi de sufletul tău. Începe să dăruiești mai mult timp în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Începe să dăruiești mai mult timp în a te îmbogăți față de Dumnezeu. Pentru că astea sunt singurele lucruri care contează. Singurul lucru despre care Dumnezeu te va întreba. De-aia vei fi uimit să afli în ziua aceea că oameni care aparent au fost niște pierde vară și în loc să lucre, să rugau, în fața lui Dumnezeu vor fi evaluați diferit față de noi. Ce faci cu sufletul tău? Îndemnul pe care l-am din partea lui Dumnezeu pentru noi toți, îi salvează-ți sufletul. Hristos iartă și azi. Dumnezeu e gata să ridice din păcat pe orice păcătos. Nu-ți pierde sufletul. Nu știi când va veni ziua în care va trebui să pleci din lumea asta. Salvează-ți sufletul. Dacă poți să iei o decizie bună, acea decizie să-ți pui toată nădejdea în Hristos pentru mântuirea ta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm. Și vreau să întreb dacă este cineva în seara asta care, căruia Dumnezeu i-a vorbit și care a hotărât în inima lui sau în inima ei că este vremea să ia decizii noi, decizii de a se întoarce la Dumnezeu, aș vrea să vii aici în față să mă rog pentru tine.
De ce să vii aici în față? Poate te întreb de ce nu mă ascultă Dumnezeu și pe bancă? Ba da. Dar Dumnezeu nu vorbește cu nimeni de la egal la egal. Dumnezeu vorbește cu cei care se smeresc și care acceptă că mai presus decât ce spun alții despre este decizia pe care o iau. Și își asumă decizia asta. Așa că noi ne rugăm și dacă este cineva aici, eu o să cobor aici în față și vreau să-l aștept și vreau să mă rog pentru cei ce se hotără și Dumnezeu să lucreze în inimile noastre. Haideți să ne rugăm împreună.